Apleacă-ți fruntea de stăpân spre brazda noastră milenară, reînviat țăran român și făcătorule de țară. Ai colindat ce ai colindat prin lumea veșnic friguroasă, acum bine ai venit în sat, mai cald e totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să o înflorești și grajdul să-l îndesi de vite și vechi colinde românește mustră parcă părăsite. Țăran român, măria ta să nu lași câmpul tău să moară, ți-au dat strămoșii ce lucra, cu mâinile au făcut o țară. Nu e cenaclul literar, dragi prieteni, e emisiunea Agricultura la Raport, însă astăzi vrem să vorbim puțin despre un țăran român, un țăran român care a plecat din România pentru a fi țăran în toată puterea cuvântului în alte părți, poate, ale lumii. Țăran, de obicei țăranul e măria sa, adică e propriul lui stăpân, prin urmare nu-i tocmai în definiția pe care ar trebui să o dăm țăranului român, emigrantul român care a plecat de acasă ca să-și câștige cu trudă multă o pâine în afara țării. Vom discuta astăzi despre emigranții români, despre oamenii fără de țară, pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să îi privim cu mult mai multă atenție, cu mult mai multă dragoste și să invităm, poate, prin ceea ce facem, noi încercăm să arătăm că se poate întâmpla ceva frumos în țara asta, însă mai trebuie să dovedească și factorul politic și să invităm să se întoarcă acasă, pentru că au dobândit o mare experiență acolo unde sunt în momentul de față. Ne-au scos de multe ori din necaz, să zic așa, economic, financiar, această țară, pentru că știm cu toții, a fost enormă suma pe care au trimis-o în fiecare an românii care lucrau în afara granițelor în băncile din România, bănci care au făcut politicile acelea de creditare cu buletinul și au zădărnicit, să spunem, mare parte din aspirațiile românilor. Domn profesor Avram Fițiu este colegul nostru din această seară. Mulțumesc, domnule profesor, că ați revenit la noi. Mă bucur că v-am prins totuși, că sunteți și noastră ca și emigranții cumva tot pe drumuri, ceea ce e de lăudat din perspectiva pe care o faceți, pentru că încercați să coagulați niște energii, așa, și punctual, cu pași mărunți, ceea ce înseamnă mare lucru din punctul meu de vedere, deoarece, în general, ne plângem că nu suntem în stare, că nu putem, că n-avem mijloace, ori iată, dovediți de multe ori căci cu mijloace puține, cu legislație deficitară, cu instrumente defecte de multe ori pe care ți le pune statul la dispoziție, totuși poți să răzbești, poți să ridici capul și să spui da, sunt eu, Ion, Gheorghe. Rămâne este țară frumoasă. Ridică-te, Gheorghe. Rămâne este țară frumoasă. Și este extrem de important pentru cei care am rămas în această țară și pentru cei care au plecat, sigur, de a înțelege că locul nostru este aici și că putem să ne construim un viitor corect aici, în primul rând, în România și nu pe meleaguri străine. Deși, sigur, foarte mulți dintre noi au plecat pentru un destin mai bun în alte țări străine. Motivații multiple i-au împins, de regulă, un mediu economic și politic, să zicem, instabil, care determină pe mulți dintre tineri și au determinat să plece în țări străine ca să-și caute un rost mai bun. Sigur, astăzi, dacă privim această problemă a emigranților pe care o aveți ca și tema emisiunii, este destul de complexă și, din păcate, factorul politic din România de 23 de ani de când cunoaște acest fenomen n-a știut să-i răspundă decât din 4 în 4 ani în scop electoral. Adică n-au priceput că vorbim de o mare masă de indivizi de regulă tineri care ar putea să constituie pentru România mai mult decât, să zicem, un transfer de resurse financiare din când în când, cum s-a întâmplat în perioada 2005-2008, când trimiteau acasă 5-7-8 miliarde de euro pe an, adică sume care au ridicat România, să zicem, i-au permis un anumit nivel de bunăstare pe vremea respectivă până a venit criza. Au trimis oamenii aia cât ne-a dat Uniunea Europeană pe 7 ani de zile. Absolut, au trimis respectiv mult, 19 miliarde câte au fost, ei au trimis mai mult în câțiva ani de zile. Și au fost bani care s-au dus direct, adică nu au stat să facă depozit musa în bancă, ci s-au dus în cumpărarea de locuințe, în cumpărarea de terenuri, în tot felul de
sau sunt economia reală a României. Absolut. Eu mă întreb, domnule profesor, cum ar fi arătat România cu oamenii ăștia rămași acasă? Cred că eram într-un blocaj teribil dacă politicienii nu ar fi găsit mijloacele să ne facă activi, să ne facă productivi. 3 milioane de români totuși care stau în afara granițelor țării, ar fi fost 3 milioane de șomeri, poate 3 milioane de oameni care ar fi trebuit să fie asistat social. Mai cu seamă că majoritatea sunt, adică majoritatea, o mare, mare parte dintre ei sunt plecați din mediul rural. Un mediu rural care nu prea oferea orizont, nu prea venea să clarifice sloganul ăla electoral al lui Traian Băsescu cu să trăiți bine. Să trăiți bine, da. Nu le-a dat adresa, au trebuit să o caute singuri săracii români să trăiască bine, au găsit calea emigrației. Cum a factorul politic de stânga sau de dreapta care a guvernat și guvernează România n-a găsit răspuns până astăzi la această problemă. Ei, de fapt, atunci când s-a format acest grup masiv de emigranți, s-a format pe baza unui context socioeconomic extrem de delicat în care oamenii nu mai vedeau perspectivă în România și atunci au început să plece și au plecat sigur unul după altul, s-au tras unul după celălalt din localități vecini, din anumite sate, din anumite orașe și până la urmă ne-am trezit cu acest fenomen la scară extrem de mare. Bun, astăzi suntem în 2013, se pune problema în ce măsură astăzi, dacă până acum n-a făcut ce trebuie, avem capacitatea la nivel național de a le oferi o perspectivă în România. Oamenii aceștia când au plecat supărați pe România. Astăzi trăiesc într-o lume în care nu au prea multe drepturi, în Spania, în Italia. Sunt considerați la marginea societății, sunt tratați ca și atare, trăiesc o viață extrem, mare parte dintre ei extrem de dificilă. Să zicem că din punct de vedere economic s-au integrat pe piața muncii de acolo, ei fiind de regulă mai harnici, mă refer la cei serioși, nu la cei care fură, dar la mare parte dintre ei, cei care sunt serioși, ei s-au integrat pe piața muncii. Să zicem că partea economică este, să zicem, sau a fost la un anumit nivel rezolvată. Partea socială este cea mai gravă pentru că ei trăiesc acolo într-o lume în afara societății, social vorbesc. Vorbesc de oameni care locuiesc de 3-4 la oaltă, cei tineri, da, în locuințe închiriate, cum le-au putut și ei, la un preț modic. Trăiesc fără să aibă contact direct cu societatea spaniolă sau italiană, vorbesc după ce termină locul de muncă. Sunt, de fapt, o forță armată exploatată în mod inteligent de către țările respective, dar care, după 5, 10, 15 ani de zile de când sunt acolo, fiind excluși social, sunt oameni care, dacă ar trebui să-și clarifice identitatea, nu prea știu ce să se recunoască. Să se recunoască români nu prea le vine pentru că tot ceea ce au fost trădați de către cei care i-au condus în România de-a lungul timpului. Să se considere spanioli nu pot pentru că nu vor să-i accepte spanioli și nu le oferă drepturi sociale, vorbesc în țara respectivă. Și atunci sunt oameni care foarte mulți dintre ei trăiesc o dramă extraordinară. Unii dintre ei se simt oameni fără patrie. Așa cum spuneați, a dezrădăcinatului, nu? Da, deci trăiesc o viață de dezrădăcinat, foarte mulți dintre ei. Și sigur se pune problema astăzi, în 2013, în ce măsură țara asta are o viziune, își dorește să răspundă acestui fenomen și să le ofere o perspectivă România, pentru că până la urmă ei sunt români, mare parte dintre ei au investit timp de 10-15 ani de zile într-o casă la țară sau la oraș în România și au cumpărat pământuri și altele. Deci ca atare ei sunt oarecum legați economic și de țara asta. Mulți dintre ei sunt legați economic și de țara de adopție, pentru că mulți dintre ei, de regulă cei care au peste 10 ani de zile în Italia sau în Spania, au început să-și ia împrumuturi bancare și să-și ia apartamente sau case în țările respective. Și au început să-și ducă familiile dincolo. Avem și acest segment de emigrant care, de fapt, încearcă să se integreze și social în acea societate. Care își vede viitorul și care lui și pensia într-o altă țară decât România. Exact. Bine, dar asta este un segment extrem de mic. Nu avem studii care să ne scoată în evidență treaba asta. Eu consider că este un segment minoritar, undeva până în 10% din total fenomen emigrant. Ca atare, marea masă de emigranți sunt legați încă afectiv
socialmente și economic de România, ținând cont de faptul că și-au construit casele în România și ca atare acest grup major ar trebui vizat și întors acasă. Celălalt, sigur, s-ar putea să-l pierdem, pentru că el deja s-a integrat mai bine în această țară și nu-și vede viitorul în România. Și adică sunt cei care au decis până la urmă, că da, viața lor trebuie să fie într-o parte și nu și aici și dincolo. Exact. Pentru că e paradoxal, domnule profesor, ai o viață până la urmă, oamenii trebuie să priceapă lucrul ăsta. Sunt oameni care s-au dus de 15 ani, poate, în Occident și mai bine, muncind acolo, venind în România, cumpărându-și o casă sau investind într-o casă, totuși ei trăiesc, își trăiesc viața acolo. Ori, cum mi se pare lucrul ăsta? Să muncești o viață căznită până la urmă, pentru că nu stau pe roze acolo unde muncesc, în Italia, în Spania sau în Franța sau în Germania, și totuși vii și îți bagi banii acasă într-o investiție de tipul ăsta. Tu n-ai ajuns să dormi aici decât o dată de două ori pe an când vii de sărbători. Face sens? Adică nu suntem într-un blocaj de imaginație, într-un blocaj de proiect de viață, încât să zici, bă frate, nu mă duc să-mi cumpăr casa în România pe banii care îi obțin în Germania, ci eventual încerc să trăiesc aici unde muncesc, să mă bucur de viața pe care o am, și nu să fac o investiție care nu folosește la nimic, nu servește la nimic. Stai 30 de ani acolo și te întorci pe urmă în țară ca să zici, da, care e răspunsul la munca mea de o viață? O casă și eventual o pensie, dacă ești în condiția fericită de a când au plecat, fi asistat. Când au plecat ei dincolo, au plecat având anumite așteptări. Pe parcurs, așteptările s-au modificat. La început au plecat pe ideea de a avea o casă și o mașină ca să poată căsători, erau tineri și le trebuiau condiții minimale în România. Între timp, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat pe de-o parte din punct de vedere socioeconomic în țările respective. A apărut criza prin 2008 în Spania, ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare pentru românii noștri din această țară și nu numai, din Italia la fel. Italia trăiește astăzi vremuri dificile, în special Italia de centru și Italia sudică. Mai puțin să zicem Italia de nord, dar zona, mare parte din Italia trăiește o criză profundă, lipsă locuri de muncă, șomaj ridicat, violență, multe probleme, să zicem, de natură socială. Cei românii noștri s-au trezit cu 5-7 ani dincolo și s-au gândit, au început să facă calcule, să-și zică, bun, dacă tot am stat 5-7 ani, oare ca să-mi pot regulariza situația vis-a-vis de o pensie minimală, oare cât trebuie să mai stau? Și atunci, unii dintre ei mai stau 1 sau 2 ani sau 3 ani de zile pentru a atinge numărul minim de ani, pentru a-și putea lua, de exemplu, o pensie minimală în țara respectivă, dacă și-au regularizat situația respectivă. Și atunci, practic, așteptările lor vis-a-vis de cele inițiale sunt deja modificate. Pe de altă parte, apar alți factori care modifică contextul. Apare faptul că în România, copiilor care inițial i-au lăsat în România, încep să crească, au probleme de natură socială, integrare în școală, sunt copii fără părinți de 5-10 ani de zile, care cresc în grija bunicilor, unde apar probleme de natură socială majore în România, cu sute de mii de copii, oarecum abandonați de către părinți, și părinții, după 5-7 ani de zile, văzând că acești copii au luat-o razna, delincvență, prostituție, alte probleme, abandon școlar, au început să-și dea seama că nu mai e în regulă cum au gândit inițial și au început să-și ia copiii, să-și ia soțiile. Și sigur că deja vorbim deja de mutații ale modului de gândire în 5-7 ani de zile și ajungem ca astăzi, în 2013, să avem, cel puțin eu nu sunt sociolog de meserie, dar analizând, să zicem, mergând mult în teritoriu, mergând mult în Spania și în Italia, i-am văzut acolo și am vorbit cu ei, ca să înțeleg ce au de gând când se întorc acasă. Astăzi, motivația pentru care mai rămân mare parte dintre ei este de a-și regulariza situația minimală pentru o pensie acolo. Alții cred că această criză va trece totuși cumva și pentru moment fac o navetă din 3-3 luni de zile pentru vizarea unui carnet de șomaj. Deci sunt diferite, să zicem, modalități și modul de gândire pe care ei le au la ora actuală. Dar însă n-ar trebui cineva să le explice, să le povestească, pentru că de multe ori oamenii au nevoie de sfat, nu se pot guverna singuri. Și să le spună, uite, dacă tu muncești în Spania și câștigi 1500 de euro pe lună, poți să faci din aia 1500 de euro pe lună 3000 în România. Pentru că 100 de euro, citeam acum o analiză, 100 de euro câștigați de un austriac, în România, acei 100 de euro, 172 de euro, pentru dacă e să cumperi servicii, dacă e să cumperi hrană, dacă e să cumperi anumite lucruri, da? Ori dacă cineva le-ar explica că, uite,
1500 de euro înseamnă un hectar de pământ pe care îl poți cumpăra în România, da? Și de aici o să vă rog la un moment dat să ne și exemplificați cum poți să faci din hectarul ăla să ți-l rentabilizezi, da? Ei bine, dacă stai și muncești, nu știu, un an de zile, din 6 luni de zile să-ți investești în teren, asta înseamnă să dobândești vreo 5 hectare de pământ în România. 5 hectare de pământ care în Spania, dacă el se informează, va constata că valorează enorm de mult, da? Ei, aia înseamnă că el se poate echivala cu acel spaniol care deja deține 5 hectare de pământ, dacă va veni acasă și va face, să spunem, același tip de cultură, da? Deci, dintr-o dată, din condiția aia de slugă, că e slugă până la urmă, haide să o spunem pe față, nu? Da. Poate să vină acasă să-și devină propriul lui stăpân. Într-un interval de, să zicem, 3 ani de zile. În primul an ți-ai cumpărat 5 hectare de teren, în următorul an ai mai pus bani deoparte ca să te gândești că trebuie să operezi ceva pe terenul respectiv și din anul 3 să te trezești acasă. Venind să faci, o să ne spuneți dumneavoastră ce poate să facă românul ăla care muncește 3 ani de zile în Spania, întorcându-se acasă. Deci, dacă cineva ar învăța să-și echivaleze cumva mii aia de euro, să facă din ea 5.000, 10.000 în România, poate că s-ar prinde și ei, că viața face sens și acasă. Nimeni până acum în România, niciun guvern n-a înțeles miza politică, economică și socială pe care reprezintă această mare masă de emigranți. Nimeni n-a privit-o ca și o masă mare, omogenă, a privit-o ca un fenomen oarecare care trebuie lăsat de unul singur să se descurce și așa cum s-a umflat, așa se va dezumfla în timp. Ei, o țară responsabilă, un guvern responsabil, ar crea un program național de reintegrare socioeconomică a acestei mase de emigranți care are câteva caracteristici comune. Este o masă omogenă după mine. Este o masă care de regulă este mai tânără, deci vis-a-vis de vârstă, are de regulă până într-un 40-45 de ani, mai nou 50 de ani, dar să zicem, mare parte sunt până în 40 de ani. Vârsta e un element extrem de important, pentru că dacă ne uităm astăzi la nivel european, cât de problematică este situația demografică a Europei astăzi, când o economie, ca să țină față unei alte economii concurențiale, își pune problema dacă mai are în spate un rezervor de forță tânără pentru a menține economia pe linia de plutire sau concurențial. Noi, România, practic, am lăsat la o parte cea mai importantă forță omogenă a României, ca și vârstă, și ca și număr, care a plecat peste hotare și care ar putea dinamiza astăzi România. Pe de altă parte, este o masă de oameni informată. Oamenii ăștia au văzut ceea ce n-au văzut mulți români care au stat pe acasă. Au văzut tehnologii noi, vorbesc acum strict în agricultură, au văzut tehnologii noi. Este o masă dinamică, pentru că atunci când 3 milioane de români pleacă 2000 de kilometri sau 1000 de kilometri ca să-și schimbe viața în bine și fac naveta de 2-3 ori pe an de 10 ani încoace, înseamnă că oamenii ăștia n-au problemă de a se mișca dintr-o parte alta a României. Dacă mâine o să audă un exemplu reușit în Botoșani sau în, știu eu, în Argeș, n-au probleme de a se mișca. Să vadă în 2 zile ce a făcut colegul din Argeș, deci este mobilă. Deci, după mine, este o caracteristică. O calitate. Este o mare calitate și este o caracteristică de omogenitate. Adică 3 milioane de oameni au aceste caracteristici. Vârstă, dinamică, și experiență, da. Informație, un pic de mănuț în buzunar, că până la urmă oamenii ăștia, chiar dacă după 5-7 ani de zile, chiar dacă au construit în România case și au cumpărat pământuri, n-au nicio problemă de a-și propune să câștige 5.000 de euro, 10.000 de euro, să le pună deoparte, peste un an de zile să-i aibă. Corect. Și să investească în România. Am dat doar câteva caracteristici de omogenitate a unui grup socioeconomic pe care niciun guvern și niciun partid politic nu l-a privit la modul serios. După mine, un partid politic azi în România care ar pricepe această provocare poate să conducă România peste 2 ani de zile fără probleme, dacă vine și propune un program politic pentru 3 milioane de oameni care reprezintă un grup omogen. Dacă, bineînțeles, le spune, le va transfera un mesaj foarte coerent, să le spună că România, da, se poate trăi în România. În ce domenii se poate trăi? Eu nu pot vorbi de alte domenii. Vorbesc strict de agricultură, unde cât de cât, să zicem, suntem acasă cu problematica. Consider că în România se poate trăi, că acești oameni care, cum spuneați, trăiesc în Spania, nu pentru 1500 de euro, pentru că
Astăzi, în 2013, în agricultura din Spania, 1000 de euro este miză mare pentru cineva care își dorește astăzi un loc de muncă în agricultură în Spania, la negru sau oficial. Este mare lucru dacă punem mâna pe ei. Da, cu 3-5 ani de zile puteam vorbi de 1300, de 1500. Astăzi, miza este 1000 de euro. Și cum spuneați, 1000 de euro în Spania înseamnă 1700 de euro în România ca și valoare. Da. Din punct de vedere al costului vieții, al bunurilor și al serviciilor. Și atunci, sigur că dacă acești oameni mâine ar pricepe că cu o sumă modică de 5-7 mii de euro în România și ar putea cumpăra 3-4 hectare de pământ, să iau numai un exemplu, pomicultură. Să vină să instaleze în România o fermă de 3 hectare, de 2 până la 4 hectare, să spunem, o medie de 3 hectare, cu 5-7 mii de euro să-și cumpere plantele plus 3-4 hectare de pământ, consider că da, în România se poate trăi cu o astfel de abordare și oamenii ăștia ar putea să trăiască acasă lângă copiilor fără să mai fie umiliți, pentru că o altă caracteristică de omogenitate pe care o are acest grup socioeconomic este umilința. Oamenii ăștia au trăit umilințe pe care noi, cei de acasă, nici măcar nu ne le putem imagina. Noi de acasă vedem doar fața frumoasă pe care ei vor să ne arate atunci când vin acasă, de Paște, de sărbători, de Crăciun, de alte sărbători, și vedem mașinile lor mai frumoase, vedem faptul că nu se amestecă cu noi, cu ceilalți, vedem că ei formează un grup social la nivel de sat. Eu vin dintr-un sat din Sălaj, unde avem peste 360 de tineri plecați de multă vreme și noi trăim... Dintr-un sat plecați 360 de... Peste, absolut. Un sat băieți. Băieți-fete, pentru că... Băieți-fete, sigur. Vorbim de tineri și care astăzi mai sunt tineri, pentru că au plecat la 25 de ani, 28 de ani, astăzi au deja 38, 40 de ani, 42 de ani. Sunt oameni care au deja 12 ani, 15 ani de Italia, de Spania. Și vedem doar partea frumoasă. Vedem și faptul că nu se amestecă cu noi, cu ceilalți, pentru că ei n-au ce să mai povestească cu lumea care a rămas în sat. Limbajul este, viața lor e total diferită, nu mai au elemente de raportare, elemente de referință. Și atunci, sigur că s-a creat o poveste destul de complexă când se întorc ei acasă, în sat, satul nu mai acceptă, ei acceptă cu greu pe cei din sat, care de regulă sunt mai săraci decât ei, din punct de vedere financiar. Și atunci cele două lumi chiar ajung la faze conflictuale, pentru că nu se înțeleg, nu mai au mesaje de transmis uneia alteia. Bun, asta, să zicem, e partea, să zicem, mai urâtă a acestei povești. Dar revenind la șansa pe care ei ar avea în România... Despre șansă, iertați-mă, vorbim după o scurtă pauză. Ne întoarcem atunci, dragi prieteni, și vorbim de partea, să spunem, luminoasă, partea avantajoasă a prezenței lor înapoi în comunitățile rurale românești. Trebuie să încercăm să vedem cam cum s-ar reconfigura România dacă 3 milioane de oameni, 3 milioane de români care muncesc afară să-și câștige pâinea, vin acasă și fac același lucru, adică muncesc să-și câștige pâinea aici și în plus să lase ceva copiilor lor, pentru că acolo, muncind în fiecare zi pentru altcineva, n-ai ce să-i lași copilului tău decât eventual ce ai pus deoparte și un loc de muncă în locul tău eventual când o să pici tu nas, însă acasă întorci și făcând ceea ce spunea domn profesor și o să mai dăm exemple de tipul acesta, o livadă o lași copiilor tăi după ce ai muncit alături de ei în propria ta grădină. Ne întoarcem în câteva secunde. Ne-am întors, dragi prieteni, discutăm, dacă ne-ați urmărit și până la pauză, discutăm despre emigranții români, discutăm despre cele 3 milioane de oameni care au plecat din România ca să-și câștige existența în alte țări ale Europei sau aiurea în lume. Încercăm să imaginăm acum cum ar arăta România dacă 3 milioane de oameni ar sosi la granița țării și ar spune: oameni buni, am săturat, vrem înapoi acasă, vrem în familiile noastre, vrem să ne muncim pământurile, vrem să facem treabă în țărișoara asta. O țară care, din nefericire, nu se poate hrăni de una singură în momentul de față. Vă reamintim, 70% din ceea ce punem pe masă, legume, fructe și nu numai, sunt de proveniență, mă rog, externă. Nu se produc în România, ceea ce e absolut dramatic. Domnule profesor, vă imaginați o armată, eu n-am mai numărat, nu știu cine, cred că Coreea, de
Nord mai are armată de 3 milioane de oameni. Tineri. De tineri, da. Cum ar fi să apară 3 milioane de bărbați și femei în toată puterea vârstei? Ați stabilit că sunt oameni undeva la 30 și ceva de ani, 35-38 de ani media de vârstă acestor oameni care au plecat, adică oamenii cu vână în țara asta s-au dus să muncească dincolo, nu oamenii expirați. Cum vă imaginați că ar arăta țara asta așa? Dacă, potropită frumos. Dacă am avea comandanți germani, că noi ca și țară avem o problemă mare de organizare și atunci când vorbești de organizare, te raportezi în Europa la o țară ca și Germania sau la un mod de gândire mai, să zicem, austriac-german ca și mod de organizare. Și atunci, da, cred că dacă am avea comandanți, se poate comanda, în agricultură mă refer în primul rând, cred că această armată regulată ar putea să arunce România în 5 ani de zile, din punct de vedere economic, din punct de vedere agricol, măcar în situația de a nu mai fi, de a nu mai cumpăra alimente străine. Deci cred că în 5 ani de zile România își poate propune fără probleme, dacă ar integra 3 milioane de tineri plecați, tineri, oameni la 40 de ani integrați în România, am putea în primul rând să ne propunem ca în 5 ani de zile să nu mai cumpărăm un aliment străin. Este rușinos pentru mine ca și profesor de agronomie, pentru mine ca și țăran, ca în România, astăzi în 2013, românii, consumatorii români să mănânce alimente străine. Este rușinos. Și atunci, cred că, și cel puțin eu, sunt mobilizat pe direcția respectivă, n-am pârghile puterii, să zicem, dar la nivelul nostru de bază, încercăm să identificăm tot ce avem emigrant tânăr, întors sau pe cale de a se întoarce, cel puțin în sectorul de agricultură ecologică, o bună parte dintre membrii noștri din județe sunt foști emigranți. Deci noi, la nivelul nostru de bază, am început racolarea, identificarea de tineri care s-au întors sau care se vor întoarce dacă le oferim o perspectivă în agricultură ecologică în cazul nostru. Deci cred că dacă un guvern, dacă vreun partid politic, ei de regulă sunt oameni de dreapta, emigranții români, deci au altă caracteristică de omogenitate, este votul lor politic. De regulă cine pleacă de la 2000 de kilometri nu este votant de stânga. Este votant de dreapta, adică sunt oameni care sunt antreprenori în sine, sunt oameni care au gândirea deschisă de a-și dezvolta o afacere. N-au o problemă în a veni în România să zică să-mi dea statul să-mi facă. Nu, ei sunt oameni care au fost slugăriți în țările respective și ca atare foarte ușor pot trece de la acel statut la unul de antreprenor, dacă, bineînțeles, statul i-ar putea pregăti în direcția antreprenoriatului, pentru că ei, din păcate, trăiesc acolo o dramă multiplă. Ei acolo sunt exploatați de către un sistem capitalist riguros, care știe să scoată din ei untul. Noi, ca și țară, nu avem această forță organizatorică în care să scoatem din angajat ceea ce trebuie să scoatem din el. Ei, în Spania, în schimb, au această, să zicem, această caracteristică, spaniolii scot din ei tot ce trebuie să scoată, ca și valoare. În schimb, nu le dă voie să gândească. Deci ei văd în stânga și în dreapta un sistem economic fiabil, dar nu le permite sistemul de acolo să gândească, că în momentul în care un emigrant gândește, pentru patron deja încep să apară probleme. Dacă emigrantul gândește că ar vrea un salariu mai mare, dacă gândește și altceva, deja devine problematică. Și atunci nu-i dă voie și îl stoarce pur și simplu de toată vlaga lui, printr-un program extrem de bine monitorizat în cele 8-10 ore de lucru. Ei, dacă țara asta ar avea interes ca din masa asta să vină să o poată pregăti, să o formeze printr-un centru național de reintegrare socioeconomică, în care să ai programe de formare profesională de o lună de zile, de 3 luni de zile, în care să-i reintegrezi în diferite afaceri în mediul rural sau mediul urban, nu are importanță, în mediul rural pentru că e mai ușor. O mare parte vin de acolo și, pe de altă parte, acolo există încă o infrastructură pe care ei o au acasă. Mai au un pic de casă, mai au un pic de pământ. Mulți dintre ei și-au construit viitorul pe această tendință, să zicem, rurală. Deci consider că, da, dacă aș fi prim-ministru acestei țări, sau chiar dacă n-aș fi prim-ministru, dacă mi-aș propune să fiu prim-ministru acestei țări, m-aș uita la masa mea de votanți și m-aș uita, în primul rând, la acești 3 milioane. Și mi-aș pregăti un program politic spunându-le, haideți acasă, vă putem pregăti, avem știința de a vă pregăti. Asta din meseria, eu sunt profesor, n-am problemă de a pregăti oameni să dezvolte afaceri în agricultură din punct de vedere tehnic și economic.
Asta o putem să o facem. Haideți, voi aveți bănuții, vârsta, noi avem știința de a vă integra în societate. Haideți acasă. Există la ora actuală atâtea soluții financiare pentru un tânăr în România pe care nu are nicio șansă să le aibă în Spania sau în Italia. Un tânăr spaniol, un tânăr francez în țara lui, astăzi la 30-40 de ani, să aibă șansa, de exemplu, acum să ia 40.000 de euro, cum este cazul acum în România, chiar dacă nu mulți, este o șansă foarte mare. România este o țară în care, din punct de vedere concurențial, poți dezvolta de 10 ori mai bine o afacere decât în Spania, dacă pornești la drum. Aici n-ai un mediu concurențial. Abia acum se înfiripă un mediu concurențial. Suntem într-o țară în care 10 ani de acum înainte te joci în mediul economic la ora actuală din punct de vedere al concurenței. În timp ce dacă vrei să dezvolți astăzi în Franța sau în Spania o afacere, indiferent dacă este agricolă sau nu, dificultățile sunt enorme față de România. Sigur, să spune cineva, bine, dar au și împrumuturile mai ușor de accesat. Dar noi nu avem nevoie de împrumuturi. Noi avem o armată finanțată, au 5.000 de euro în buzunar, 3.000, 10.000 de euro. Ei n-au știința de a face o afacere. Domnule profesor, avem un telefon acum, domnul Mihai Șofineț, un tânăr de peste 30 de ani, un tânăr care lucrează de ani de zile, a lucrat prin Europa, încearcă poate să facă o afacere în România. Vreau să vedem punctul domniei sale de vedere. Bună ziua, domnule Șofineț! Bună ziua, bună ziua! Spuneți-ne un pic povestea domniei voastre. Câți ani aveți? Când ați plecat din România? Ce socotele aveți cu dumneavoastră? Ce planuri aveți cu dumneavoastră? Unde vă vedeți în viitor? Păi, începând, am 34 de ani, am fost plecat din România 12 ani aproape, din 99. Am revenit în România, bineînțeles că și afară am avut, am lucrat în șantier, am lucrat și lucrează tot românul. Am avut o afacere în străinătate, m-am descurcat relativ bine. Am revenit în România cu speranța că dau de o țară mai bună, prosperă, ce a spus și domnul profesor, fără prea mare concurență, dar se pare că concurența deja pe piața românească este foarte mare, foarte ridicată. Ce să spun, părerea mea despre România, momentan, îmi pare rău, mai pe scurt și mai rezumat, îmi pare rău că m-am întors. Vă pare rău că v-ați întors? Din păcate, da. Domn profesor, rămâneți, vă rog, la telefon. Cum vi se pare? Iată starea de spirit a unui tânăr care a încercat lumea cu degetul, a stat 12 ani de zile în țări ale Europei, muncind acolo și câștigându-și un ban, vine totuși acasă și spune, e și concurență în România. Eu vreau să vă întreb ceva, spuneți-mi, concurență, când vorbiți de concurență, vă gândiți inclusiv la domeniul acesta agricol în România? Da, eu spun că da. Că, de ce spun asta? Pentru că, domnule Șofinez, de ce vă întreb asta? Pentru că, totuși, România consumă legume, fructe și alte produse pe care le pune pe masă. 70% din ceea ce mâncăm aducem din afară. Asta înseamnă că piața românească, ceea ce producem în România, reprezintă doar 30% maxim. Aia înseamnă că este loc. Eu prefer să mănânc din ceea ce produceți noastră și nu din Spania sau din Turcia sau de temir de pe unde. Și roșia și castravetele fără gust. Corect. Atunci întrebarea mea este de ce nu putem produce și noi la prețul concurent, cel puțin, ca să putem vinde românesc în România. Deci să putem mânca românesc și sănătos. Sau, mă rog, măcar egal de sănătos ca și cel străin. Domn profesor, e o întrebare legitimă. Mihai, care sună, nu-l cunosc, pe Mihai, starea de spirit o înțeleg. Să nu uităm că Mihai, ca și alții, plecat de 12 ani de zile din România, este rupt de realitățile sociale ale României. Se va integra, în primul rând, foarte greu din punct de vedere social în această țară. Nu mai înțelege regulile. Regulile în România s-au schimbat de 12 ani de zile. Se va integra greu în societate. Din punct de vedere al concurenței, eu vorbesc strict de agricultură, pentru că ăsta e domeniul de care, să zicem, mă ocup. În agricultură, dacă luăm un sat Mihai oarecare din România, vei vedea că în satul respectiv, pentru piață, nu mai produce nimeni. Eventual, 1-2 agricultori din 500-700 mai produc pentru piață. Deci când vorbesc de concurență, deja, la nivelul satului, dacă vreau mâine să-mi închiriez pământ, l-a cumpărat, e un pic mai discutabil, da? Dar dacă vreau să-mi închiriez pământ într-un sat complet abandonat, n-am competiție, că nu mai am cine, cu cine să concurez ca să-mi închiriez pământul. Am la mine în sat, în Sălaj, la ora actuală, peste 1000 de hectare abandonate, unde nu există nicio presiune ca cineva să vină să le lucreze, să le ia în chirie sau să le cumpere. Nu există.
Sate ca și al meu din Sălaj sunt astăzi în România mii de sate în care a dispărut presiunea asupra acelui pământ din partea concurenței. Din partea unui alt agricultor concurent care să vină să-mi salte prețul ca să-mi ia pământul respectiv. Asta înseamnă pentru mine condiție concurențială majoră. Accesul la baza funciară pentru un agricultor. Plecând de aici, al doilea element de concurență lipsă este cel al pieței. Pe cum spuneați, într-o țară în care eu astăzi consum alimente străine din altă țară, ce mă împiedică pe mine român, cum spune Mihai, să produc la prețul de cost al cel dintr-o țară străină? Care este problema? Lipsa de tehnică? N-am nevoie pentru 3 hectare de pomicultură de nicio tehnică din lume. N-am nevoie de nicio tehnologie ca să am 3 hectare de cireș, de vișin, de piersic, de caiz, de alun. Da. Cu 4 mâini ale mele și ale soției sunt capabil de a gestiona decent aceste 3 hectare, sunt capabil apoi, fără concurență, de a face din ele dulceață, zacuscă, ce trebuie să fac? Mihai, ți se pare complicată povestea asta? Nerealistă? Nu, nu e deloc complicată. Ce mi se pare mie complicat în țara asta este birocrația. Este, cum să spun, nici nu știu cum să explic, pentru că dacă ai nevoie de o subvenție, de niște fonduri, niște fonduri europene cum accesează milioane sau, eu știu, sute de milioane de europeni, de agricultori care vor să facă ceva în agricultură, ei nu sunt împiedicați de tot felul de companii invizibile care intermediază împrumuturile, fondurile respective și îți ia 30-40% din respectiva sumă, mă rog, eu știu, 10.000, 100.000 de euro, spun un exemplu, ca să poți să te dezvolți. Ai și tu ceva, pui și tu tot 100.000 de euro și vrei cu 200.000 de euro să dezvolți ceva. La noi apar tot felul de mai să spun așa, mai direct, șmecherași, bișnițari care nu fac altceva decât să intermedieze aceste sume, aceste fonduri și pur și simplu te subminează. Asta e problema. Și birocrația din partea statului, deci a conducerii și tot felul de mizerii de astea care nu sunt corecte. Tu de unde ești, Mihai? Tu de unde ești deloc? Eu sunt din Remeți, Maramureș. Remeți, Maramureș. Lângă să psighet, mă rog. Mihai, în primul rând, accentul tău te trădează. În momentul când vei veni în România, deja se vede că... E în România deja. Sigur, bine, dar deja accentul lui a unui om plecat de 12 ani de zile, deja în fața unui birocrat, să zicem, din sistem, deja te trădează, simte că n-ai fost pe aici în ultimii 12 ani de zile. Da, deci... domn profesor, mă scuzați că vă întrerup. Problema este în felul următor. Deci eu am plecat foarte tânăr. Nu am apucat să muncesc în România. M-am dus afară și tot ce am învățat acolo. Corect. Nu am învățat în România absolut nimica. Eu văd lucrurile din perspectiva, din punct de vedere a unui om care, să nu zic că am fost integrat 100% acolo, dar acolo am învățat tot, să discut, să fac, să muncesc, să știu ce știu, să dezvolt o afacere așa cum știu să o dezvolt. Am venit în România, am crezut că măcar din ce știu eu, măcar 25% îmi va servi pentru a trăi în țară, asta mea. Nu trebuie să fac mulți bani. Să trăiesc decent, să trăiesc normal ca și un om oarecare. Dar Mihai, cât câștigai pe lună? Cât poți să câștige un om care muncește, hai să zicem, pe un șantier sau în agricultură, în Portugalia, în Spania sau pe unde ai umblat tu? Eu am fost în Portugalia și în Spania, corect? Deci în șantier poate câștiga un om undeva în Portugalia, undeva la 1.500 de euro, 1.700, în Spania mai mult, cu aproximativ 30-40%. Mihai, câți bani ai în momentul ăsta disponibil pentru a începe o viață, o afacere în România? Bun, din păcate vă spun că mi-am topit toți bănuții, mi-am luat niște țepe de la mari investitori în România și momentan sunt suspendat undeva în plop și plop în aer. Bun, în următorul an de zile, dacă te întorci înapoi în Portugalia, câți bani poți să pui deoparte ca să începi în România o afacere? Ideea e că nu vreau să mă mai întorc, ideea e că vreau să mă reinventez pentru că mă simt capabil. Bun, te reinventezi, Mihai, dar tu în momentul de față ți-ai cheltuit banii pe altceva și în momentul ăsta n-ai nici măcar 10.000 de euro pentru a porni o afacere în România. Nu putem... Am. Bun, deci dacă ai 10.000 de euro în România, eu consider că în agricultură nu vorbesc de altceva. Eu nu mă pricep la partea de construcție de care tu vorbești, dar cred că cu 10.000 de euro în România astăzi, dacă cumperi 4-5 hectare de pământ și instalezi o cultură pomicolă, astăzi în România, acei 1.500 de euro din Spania, din fermă, îi poți câștiga în luna octombrie din acest an, având un atelier de procesare, cât vorbim de dulcețuri sau indiferent ce altceva, din acea materie primă, să poți produce un produs final. Deci 1.500 de euro, 2.000 de euro în România la o investiție de 10.000 de euro este fezabil, o putem demonstra foarte ușor. Da, domnul profesor, haideți să fim și realiști un pic. Ce poți face cu 10.000 de euro în România?
Poți înființa o plantație de 3-4 hectare de la alun până la măr, păr, cireș, vișin. Asta se poate. În primăvara asta m-am gândit foarte serios la o plantație de alun sau de nuci. Corect. Este gând. Cu 10.000 de euro poți face fără probleme 4 hectare de alun sau de nuc în România, cumpărând pământul și cumpărând plantele. Bun, începând de la baza zero. De la zero, n-ai pământ, n-ai plante, dar ai 10.000 de euro în buzunar. Consider că logic ar fi ca această țară să fie plantată cu culturi pomicole. Uite-te în Maramureș, tot ce vezi, dealuri, ar putea suporta o cultură pomicolă astăzi în România. La 4 hectare se poate câștiga decent 2.000 de euro net pe lună, dacă acele fructe le vei transforma în final, într-un produs final și vei vinde produsul final. Da? Deci, dumneavoastră ne-a dat o explicație foarte frumoasă, foarte... va trebui să ne întâlnim undeva, să povestim față în față, să punem pe hârtie ceva... Eu le-am pus, Mihai, deci înainte ca să vorbesc cu tine în emisiunea asta, eu le-am pus într-o carte care sper să o pot scoate în toamna asta, domnul director, pentru că suntem aproape de final. Eu am pregătit o carte, se cheamă 2000 de idei de afaceri agroecologice, în care am dimensionat la 3-4 hectare investiții... care să poată să aducă 1.000-2.000 de euro net pe lună, net am spus și nu brut, oricărui agricultor din România, dacă instalează o cultură, în special pomicolă, unde veniturile sunt mai interesante, special pe arbuști fructiferi, adică ce ai spus tu mai înainte, alun, zmeuri, coacăzi, adică arbuști fructiferi. Plus, Mihai, tu ai totuși 34 de ani, te încadrezi foarte ușor la tânărul fermier, chiar dacă e birocrație, să știi. Uite-te că banii de pe măsurile acestea adresate tinerilor fermieri au fost accesate 100% în România într-un exercițiu bugetar 2007-2013, catastrofal al minter pentru felul în care am accesat fonduri, însă pe domeniul ăsta banii au fost absorbiți toți. Începând din 2014, încă te califici pentru că ești tânăr, vorbim de 70.000 de euro, bani pe care nu-i dai înapoi. Cât ar fi birocrația aia de mare, să zicem? Pentru că iubim. Dar gândește cât te duci tu să muncești în Portugalia sau în Spania ca să pui deoparte, să vii să te tehnologizezi 70.000 de euro. Cum să spunem, nu-i la îndemână. Asta am încercat să fac. Deci asta, eu am încercat să fac ce știu să fac. Nu-mi place și probabil și dumneavoastră și altcineva încearcă să facă ce știe și mai bine. Deci dacă ai un ban în buzunar, încerc să-l investezi în ce crezi că poți duce. Bine, pentru mine un agricultor ar fi ceva nou. Ar fi ceva... nu chiar străin, pentru că sunt de la țară și tot își facem o agricultură de asta mai rudimentară, dar o facem. Ar fi greu să mă reprofilez, deși variantă, dacă n-ar exista, asta ar fi. Deci asta urmează să fac. Dar eu investi banii în utilaj de construcții, camion, excavator, mă rog, mai multe chestii și se pare că am luat pe cale greșită. Asta știam eu să fac. Într-o țară, Mihai, într-o țară în care se construiesc șosele, se construiesc construcții industriale, da, te poți orienta pe acel domeniu. Eu vorbesc de o țară în care astăzi ea are probleme majore pe agricultură. Acesta e domeniul care suferă. Eu nu cunosc sectorul de construcții dacă astăzi este suferă, domn profesor, dacă suferă. Că facem 200 de km de autostradă în 24 de ani. Agricultura suferă, cum spunea domnul director, suferă masiv în momentul de față. Haide, nu știu dacă este... dacă vii de la țară, dar eu vorbesc cu un posibil tânăr care să își dezvolte o afacere la țară în zona de agricultură, pentru că aici mă pricep, nu pot să-ți dau sfaturi pe zona de industrie, că nu-i meseria mea. Va trebui să vorbim cu altcineva. Mihai, în orice caz, iartă-mă că mai spun și eu ceva. Așa să ții minte că industria alimentară, adică ce spunea domnul profesor, de la a pune în agricultură niște pomi, ai lua, ai procesa și a produce un aliment din el și al pune pe raft, așa să te gândești că e ultima industrie care va falimenta vreodată. După sfârșitul lumii, falimentează a doua zi și industria alimentară, pentru că până atunci va trebui să producem, să punem pe masă ceva de mâncat și asta o facem în fiecare zi. Fără îndoială, așa este. Deci fără niciun dubiu, cea mai bună investiție. Deci este o investiție probabil pe termen lung, nu este chiar din primul an, nu pot să... Deci conștiința funcționează. Dar, cum să spun, nu știu, deci dacă ne omoară exterior, importul, ne omoară cu prețurile, nu știu, deci trebuie puse foarte... Nu o să ne omoare prețurile, pentru că lumea se schimbă, lumea începe să caute produsul de calitate.
Ceea ce da. Cu ce ne omoară spaniolii și turcii și alții sunt produse ordinare, sunt produse de clasa 10-a ca și calitate, nu clasa 1-i ca și calitate. Pentru că citeam astăzi, de pildă, o roșie, o roșie normală, poți să o conservi 8-10 zile. O roșie adusă din Spania stă 6 luni de zile prin tot felul de ghetouri și ajunge pe raftul nostru. Pentru că nu e un produs de calitate, e limpede. Da, ideea e că ce ajunge la noi, zic eu, este de calitate, pentru că tot ce a trăit și pe acolo, nu pot să zic același, nu pot să am aceeași părere. Bun, dar hai să ne facem noi propria noastră mâncare, la aceleași prețuri până la urmă. Corect. Pentru că dacă te duci și primăvara și dai pe roșia aia absolut sterilă, stupidă, 7 lei, 8 lei, 10 lei în supermarket, eu nu cred că nu putem să o producem în propria noastră fermă la aceiași bani, sau mult mai jos. Absolut. Să fim serioși. Eu în perioada asta nici nu mănânc roșii, evit să mă le mănânc pentru că nu-mi plac, nu-s bune, vara sunt bune, atât. Dacă le cumperi de la Almeria sau de la Murcia, Mihai, nici măcar să nu le mănânci, pentru că este o travă adevărată. Revenind la ce spunea Mihai mai înainte, vis-a-vis de birocrație. Da, este adevărat. Dar cât de mare este birocrația asta din România? Că nu e mai mare decât cea din Spania, asta este evidentă povestea, n-o simte el acolo, dar cât de mare este o birocrație care îți dă 70.000 de euro, care îți va da, că pentru moment e 40.000 de euro, în condițiile în care consultantul ăla de care vorbește poate să facă pe riscul lui, fără ca el să-i plătească ceva și în final să-i preia suma aferentă comisionul respectiv, în care tot ce înseamnă birocrație se suportă de către acel intermediar, vrând nevrând obligatoriu, oriunde în Europa, pentru că nu poți să fii pregătit astăzi pentru toate meserile din lume, încât să faci și hârtii. Da, birocrația astăzi pentru un agricultor spaniol sau francez este, să zicem, un element obligatoriu, face parte din viața lui. Diferența este că în România noi nu avem această percepție, noi nu pricepem și o vedem ca și un element negativ. Francezul, birocrația, lui aduce din 2 euro cât câștigă pe lună, în ghilimele vorbesc, un euro vine din 3 zile de birocrație și un euro îi provine din 3 zile pe tractor. Așa că pentru el, în germanul, francezul, birocrația este un rău necesar și l-a acceptat. În România, birocrația este un rău care ne este dificil să-l acceptăm. Și de aceea Mihai are această percepție. Până la urmă, 70.000 de euro, Mihai, nu-i pui deoparte nici într-un an în Spania, nici în 10. Haide și suportă frecușul hârtiilor în țara asta, că-i țara ta. Până la urmă, pe limba ta vorbești cu cei din sistem și până la urmă va trebui să înveți că pentru acești bani merită să pleci capul dacă trebuie. La cât l-ai plecat în Portugalia, îl mai pleci în România un picuț. Mihai. Fără îndoială, domn profesor, așa este, aveți foarte mare dreptate. Problema este în felul următor, cum am mai explicat. Deci nu am spus de consultanța aceea legală. Deci nu este chestia despre o firmă în care mă duc, mă adresez direct, domnule, uite, am nevoie de niște bani. Vreau să fac ceva pe măsura respectivă, 114 sau 112. Le cunosc deja aproximativ, mare parte. Ideea este că te deviază la tot felul de... Du-te la tipul respectiv că îți face el. Vine tipul, mai uite, te costă X%, mai trebuie o hârtiuță care nu înțeleg de ce nu o poți face tu ca și om. Sau de ce nu poate face instituția respectivă, FIADR-ul sau, mă rog, cum se numește. De ce nu poate să te servească ea direct pentru că tu o plătești din buzunar. Eu cel puțin știu că dau bani la stat. Mihai, mai e o chestiune. Firmele de consultanță, pentru că nu trebuie să te duci la APDRP sau la alte direcții de genul ăsta, te duci direct la o firmă de consultanță care, cum să spun eu, îți ia o clauză de succes la un moment dat și spune, uite, dacă ne calificăm, îți iau atâta. Cheltuiala e eligibilă oricum din banii pe care iei din acel fond nerambursabil. Eu zic că merită totuși să facem lucrul ăsta pentru că au dovedit români, repet, care au accesat toți banii alocați acestor măsuri, pentru că au înțeles că merită să facă treaba asta. E un pic de efort, într-adevăr, și un pic de răbdare. Însă mă gândesc la... Pentru că auzeam scâncetul unui copil. Ai și ceva așa, nu? Da, e spatele meu, pentru că la volan și conduc din... Cât are? Cât, ce timp are? Un an și jumătate. Gândește, Mihai, că peste 5 ani de zile, când acea cultură de pom fructifer e deja pe rod de 2 ani de zile, te vei gândi cu mândrie că îi lași copilului tău mai departe ceva. Am văzut în emisiunea aici la noi un italian pe care l-a dus domn profesor Avram Fițiu, care ne-a arătat fotografii cu o plantație a domniei sale de 80 de ani, o plantație de alun. E a treia, a patra generație care trăiește
dintr-o cultură pe care a făcut-o străbunicul cuiva, da? Ceea ce e mare lucru. Asta poți să lași în urmă. Asta și încerc să fac. Deci v-am explicat înainte pentru că ce m-am explicat? Faptul că încerc să fac ce cunosc. Deci încerc să fac ceea ce știu să fac deja. Da. O să las telefonul un secundă jos că vine mașina de poliție și să... Bun, e în regulă, îți mulțumim, Mihai, oricum și mai ținem legătura. Mă bucur că ai intrat cu noi astăzi prin telefon. Da. E un exemplu de a vrea să faci până la urmă și anumite inerții pe care ți le impune un sistem. Luăm, dragi prieteni, o pauză acum și ne întoarcem apoi cu povestea despre migranții români, despre posibila lor întoarcere acasă, despre posibila schimbare la față a României. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția despre schimbarea la fața României, despre românii fără țară, despre întoarcerea lor acasă. E un deziderat, cel puțin pentru noi cei rămași aici, să-i vedem pe frații noștri întorci înapoi în România și apucându-se de treabă. Pentru că, iată, exemplul pe care Mihai Șofineț ni l-a dat, e unul al realității dramatice pe care o trăiesc de două ori. Pe de o parte, povestea lor, a românilor în afara granițelor țării, o poveste nu întotdeauna, cum să spun eu, echivalentă cu succesul, cu satisfacția, pentru că trăiesc acolo o dramă a neasimilării sociale, a cetățeanului de rangul 2-3. Sunt puțini cei care reușesc cu adevărat acolo să se și impună. O să avem poate și un exemplu de genul acesta în minutele care urmează prin telefon. Și mai trăiesc o dramă aici acasă, pentru că iată, se întorc după 12 ani și parcă sunt copiii nimănui. Și-au pierdut relațiile sociale, nu mai au prieteni aici, nu mai înțeleg regulile după care funcționează țara asta. Regulile, desigur, nu sunt cele mai fericite întotdeauna și nu vin să te ajute să te reintegrezi. Deci, iată ce înseamnă să pleci de acasă de tânăr, să te întorci, încă tânăr fiind în țară, să nu fii nici acolo, nici aici, nici cu saci în spate, nici cu ei în căruță, sau nu știu cum să-i spun. Domn profesor, cum vedeți cazurile acestea, gen ale lui Mihai Șofineț? Astfel de cazuri sunt sute de mii de cazuri de oameni care trăiesc această dublă dramă de care vorbeați mai înainte, în care nici într-o parte, nici în alta nu se simt la ei acasă. Nici acolo, nici aici. Acum, să zicem că lucrurile curg în avantajul României în condițiile în care, după 10-12 ani de zile, oamenii ăștia se gândesc deja să se întoarcă acasă datorită vârstei, datorită copiilor, datorită situației sociale de acasă. Deja ei se pregătesc să se întoarcă acasă, dar le este teamă de ceea ce regăsesc acasă. Așa cum spuneați, vin acasă într-o lume cu alte reguli, cu un alt sistem de gândire, cu alte mentalități. Și ei, sigur, vin și încearcă să-și impună un mod de gândire cu care ei vin din țara de adopție. Acel mod de gândire nu se poate totdeauna suprapune cu ceea ce găsesc acasă. Și atunci cred că statul este obligat, dacă vrea să integreze această armată de oameni tineri, în mare parte, este obligat să intervină prin structuri adecvate. Haideți să luăm acum marea lor problemă care o au ca și integrare, este cea de integrare socioeconomică, socială și economică. La ora actuală, România este condamnată la nivel european că nu este capabilă să absorbă banii europeni pe programele structurale și mă refer aici la POSDRU, da? La programul operațional sectorial, resursă umană. Despre asta vorbim. Vorbim de miliarde de euro care nu sunt accesați și care ar trebui acum întorși pe anumite măsuri de finanțare către acest grup vulnerabil. Este un grup vulnerabil nu economic, este un grup vulnerabil din punct de vedere social. El trebuie reintegrat. Dacă noi, atunci când vorbim de grup social vulnerabil în România, vorbim la comunități, să zicem, de romi în România, de regulă, la comunități de femei, cred că și grupul de imigranți ar trebui privit ca și un grup vulnerabil din punct de vedere social și să-i putem găsi o măsură de finanțare adecvată pe POSDRU prin care să-i putem reintegra. Oamenii ăștia au nevoie de formare profesională.
de formare profesională pe meserii distincte, pe care astăzi în România ei nu le știu să le facă. Au venit din Spania, din Portugalia, unde au practicat alte meserii, în alte domenii. România are alte realități socioeconomice, cel puțin pentru noi agricultura este extrem de importantă ca și sector, care sector este dezechilibrat și aici va trebui să intervenim. Nu numai, dar dacă vorbim strict de agricultură, cred că ne trebuie un program, un post-dru ca măsură specială. Pe de altă parte, cred că este nevoie din partea structurilor statului de a crea la nivel de consilii județene, mai nou, mâine, poimâine, la nivel de regiuni, structuri speciale de reintegrare socioeconomică în societate a acestor oameni. Avem acum la telefon pe doamna Ildico Costea, un rezumat din punctul meu de vedere multietnic, multicultural, și româncă, nu? Și unguroaică, și ucraineancă un pic. E un, cum spuneam, un rezumat așa cum ardelenii noi suntem, până la urmă, răspunsul unei coabitări multiculturale, multietnice. Să rădună doamna Ildico Costea. Bună ziua! V-aș ruga să ne povestiți ce faceți în Italia, de ce nu veniți acasă să vă apucați de treabă în România? Prima, soțul meu a pornit pentru o perioadă de timp ca să îmbunătățească economia casei, nu? Și după a decis că să ne poarte și noi, pe noi aici, cu copiii. Când ați plecat? Când a plecat soțul dumneavoastră și după câte vreme ați plecat dumneavoastră? În 2001. După care am venit și eu ca să ajut, ca să putem face ceva și după un an am decis că trebuie să fim împreună, să nu fim unul aici, unul acolo, copiii în țară, pentru că în țară era foarte greu de trăit cu un salar care era foarte mic. În 2004 am decis să venim cu copii cu tot. Câți ani au copiii dumneavoastră? Avem o fetiță și un băiat care anul ăsta, băiatul împlinește 13 ani, fetița 16. Doamne ajută să vă trăiască! Și cum s-au integrat, cum se simt în școlile italiene în care trebuie să bine, meargă? Foarte bine, au fost acceptați. Prima fetiță care a început clasa 1 aici, a obținut rezultate foarte bune la învățătură. A fost acceptat. Ca în toate școlile, între copii există divergențe, ca acolo, ca aici, dar nu, n-am avut așa parte de discriminări, să zicem. În momentul în care îți vezi de treabă, lucrezi, înveți, nu are nimeni nimic de a face cu tine. Bun, și dumneavoastră, vă rog. Da? Vă rog. Bănuiesc că persoanele care creează probleme au probleme la rândul lor, bănuiesc. Noi nu prea am avut, deci n-am avut de-a face. Bun, dar spuneți-ne, soțul nostru a plecat din România în 2001 să muncească ce? Ce a muncit acolo până ați plecat și dumneavoastră? Am venit aici prin... Noi avem un naș care e italian și dânsul i-a oferit muncă prin el. A început să lucreze în prelucrarea pielii. Aici suntem într-o zonă unde industria pielii, de prelucrarea pielii animale, deci e o zonă industrială foarte mare. Zona asta se lucrează numai în Italia cu pielea. Unde sunteți? În ce zonă? Ca să știm și noi. În Vicența. Vicența. Mai exact Arzignano. E un oraș unde se lucrează foarte mult. Deci... Și așa, el a învățat meseria asta, a ajuns să lucreze după aia într-o altă firmă. La rândul ei, firma a decis că s-a ramificat, pe urmă a lucrat în alta. După cu 3 ani în urmă, mai exact, nu știu exact data, o cunoștință de-a noastră pentru cine a lucrat prima dată, i-a propus ca să vină să fie ca și un director administrativ, cum să zic, organizarea muncii. Da. Nu tocmai director, pentru că nu putea să ajungă într-o funcție din asta. Dar, deci era el care decidea mersul bun a firmei. Cum că au avut probleme, firma a închis și ne-au propus ca să cumpărăm noi. Și așa și făcut? Și așa am ajuns ca să fim... Deci sunteți cu afacerea proprie, aveți... Da, deci, sunt două faze de lucru,
de prelucrarea pielii care o facem noi, pentru că sunt foarte multe faze. Dar bun, dar, doamna Ildi, spuneți-mi, lucrul ăsta n-ați fi putut să-l faceți în România? Pentru că, iată, e un exemplu de cum să zic eu, de lucru făcut ca lumea, de bună calitate, și aia înseamnă că poți să fii pe piață. Faceți treaba asta de 3 ani de zile. Cât de greu e să fii propriul tău stăpân? Ușor nu e, ușor nu e, pentru că sunt suișuri și coborâșuri și aici. Ușor nu este, dar noi am fost un pic sprijiniți ca să începem lucrul ăsta. Pe partea cealaltă, în România, nu puteam avea sprijinul ăsta. Deci, la început, ni s-a oferit un ajutor pentru 3 luni, după aia, ca și cum ar fi un împrumut. Dar l-am restituit și am mers mai departe. Și câți angajați aveți, doamna Ildi, acum? Cum? Aveți angajați proprii? Da, avem 8 angajați. 8 angajați. Români? Români sunt? Și români, și din Bangladesh. Bangladesh, da. Da, avem cam juma. Bun, înțeleg din ceea ce spuneți că nu vă prea vă vedeți înapoi în România. Noi am vrea foarte mult să ne întoarcem, dar după ce intri într-o horă, cam trebuie să joci. Pentru moment, nu, pentru copii. Pentru copii, pentru că am făcut toată școala aici, fetița face un liceu. Am întrebat copiii dacă s-ar întoarce. Da, ar vrea să întoarcă, dar mi s-a răspuns după ce termină școala. În vizită. Pentru că li frică să se întoarcă, să nu știe. Am procurat cărți în limba română, geografie, istorie, ca să învețe și ei cât de cât despre lucrurile din România, dar la școală bănuiesc că le-ar fi un pic cam greu acum să... Câți ani aveți, doamna Ildi? Câți are soțul dumneavoastră? Cum? Câți ani aveți, dumneavoastră, soțul dumneavoastră? 40. 40. Da. Da. Se pare, domnule profesor, că nu prea e atractivă țărișoara asta înapoi. Pentru un om care răzbește, să zic așa, acolo. Pentru că, na, dacă apuci să devii cineva... Vorbeam cu domn profesor, colegul nostru de platou, domn profesor Avram Fițiu, că iată exemplul dumneavoastră și a celor care, să zicem, reușesc într-o oarecare măsură, vă cam descumpănesc așa, nu mai știți dacă mai am ceva acasă suficient de puternic care să mă atragă înapoi sau... Îți faci viața acolo eu și... Eu cam dat, gândul nostru este de a ne întoarce. Avem o casă acolo, avem părinți, avem rudenii. E locul nostru unde ne-am născut, care ne atrage tot timpul. Și în țară ne ducem cât de des putem, de sărbători, în concediu, cât de des putem. Am înțeles. Pentru că ne atrage tot timpul, dar e problema muncii, care nu o găsim ca să putem să răzbatem, să mergem înainte. Mulțumesc foarte mult, doamna Ildi, pentru bunăvoința arătată. Pentru ce, vă doresc tot binele și... Doamne ajută, să ne vedem cu bine. Să fie cât mai bine ca să ne putem întoarce, pentru că cred că totuși acasă e mai bine. Trebuie să veniți să puneți umărul puțin la mai binele ăsta, să știți că aveți experiență deja acumulată acolo, vedeți că lucrurile se pot face numai dacă te achizi de sarcinile pe care le ai cu brio, că noi mai avem și noi obiceiuri dintre ăsta mai balcanici un pic în România, lăsăm pe mâine ce se poate face astăzi, că mâine poate nu mai trebuie făcut. Ar fi bine ca să putem să facem ceva. Chiar că am fost interesați, am mai discutat și noi despre problema asta, dacă am putea să transferăm lucrul ăsta ce-l facem noi acolo undeva. Dar deocamdată suntem și noi la început de drum. Dar chiar așa, n-ați putea să faceți aceleași operațiuni, aceeași manopere pe care le faceți acolo în România? Văd aici forță de muncă totuși mai ieftină, pentru că și pe ăla din Bangladesh probabil tot cu 1000 de euro îl plătiți pe lună, cam pe acolo, pentru că asta e viața în Italia, nu poți trăi din... Salariile merg așa cum merg aici, tot. Exact. N-ar ieși mai bună afacerea făcută, pentru că vin italieni și lucrează în România, în Lon, vin alții care lucrează în România pentru că forța de muncă e mai ieftină.
Bănuiesc că da, dar începutul e foarte greu, pentru că aici am găsit hal de muncă, am găsit mașinărie, am găsit tot, vă spun, am fost pe o parte ajutat, pentru că ne-au dat tot în mână de a continua. Am înțeles. Nu știu cum să vă explic, și pe urmă să plătim. Deci am început munca înainte de a plăti toate mașinăriile astea. Dar cine v-a ajutat cu banii ăștia? Statul italian? Nu cu bani. Cu bani nu. Pentru că banii ne-am împrumutat noi în bancă, să zicem, pentru a face ceva. Dar cum că am luat firma asta de la cineva, a fost de acord ca să plătim pe rând. Am înțeles. Bun, mulțumesc tare mult și să ne vedem, să ne auzim cu bine. Să dea Dumnezeu să vă meargă lucrurile din plin. La dumneavoastră o zi bună. Doamne ajută. Doamne. Este un exemplu extrem de interesant. Din păcate, sunt puține astfel de exemple în care români în Italia sau în Spania sau în alte țări reușesc să-și dezvolte propria afacere într-un domeniu anume industrial sau agricol. Mare parte dintre ei sunt, de fapt, cei care lucrează la stăpân. Și provocarea pentru aceștia este majoră. Doamna este, în cazul fericit, acela de a fi trecut de la o mentalitate și un statut de slugă la una de stăpân. Provocarea este una majoră. Pentru milioane de români astăzi, care sunt astăzi angajați în Italia sau în Spania, această provocare este multiplă. De a trece de la gândire de angajat, să nu-i spun slugă, la una de stăpân, e o provocare deja pentru mintea lui. Apoi, din punct de vedere tehnic, de a învăța cum de la un angajat de mâine să-ți conduci tu o afacere, asta se numește antreprenoriat, adică se presupune un demers tehnic și economic prin care tu înveți să fii stăpânul tău într-o afacere, indiferent că e agricultură sau în altceva. Și aici deja vorbim de un proces care se poate rezolva în România printr-un program de formare profesională. Grea sarcina asta să devii propriul tău stăpân. Dar aminte să mai fii stăpânul altora. Este mult mai comod să muncești ca și angajat. La comandă, da. La comandă. Dar pentru unii dintre ei care se vor întoarce acasă, vor vedea că în România a găsi locuri de muncă nu este o soluție. Nu vor găsi locuri de muncă. Singura soluție e să vină în România să devină stăpânii lor pe afaceri de familie, afaceri mici, în care cu două, patru brațe, că este agricultură sau într-un alt domeniu, să-și dezvolte activități în zona serviciilor sau a producției, procesării, dar la nivel familial. Aici România are nevoie de forță antreprenorială și nu de forță de muncă ca să muncească. Avem în România oameni care să muncească astăzi ca și angajați. Ce nu avem astăzi? Nu avem inițiativa, nu avem oamenii tineri care să știe să dezvolte o afacere. Doamna vorbește de un domeniu destul de special. Dacă merge astăzi... Nu avem competențe, pentru că, apropo de domeniul, domn profesor, să faci prelucrarea piei, așa cum o face Italia, nu mai greu. Corect. Dacă, deci, experiență... dacă vorbești astăzi în Cluj, în județul Cluj, ca să cauți un atelier de procesare a pielii, habar n-am dacă există vreunul. Nici nu știu dacă există vreunul. Deci nu vorbim de experiențe care le poți vedea, să le înveți. Absolut, sunt domenii mai speciale. Zile trecute am văzut o emisiune cu un alt maramureșan venit să face clopote pentru bisericile din România. A învățat meseria în Germania și astăzi este principalul concurent în Europa de Est pentru marile fabrici, marile unități care fac clopote de secole și care astăzi a învățat o meserie foarte bună. Bun, astea sunt domenii mai speciale pe care le înveți undeva într-o țară și trebuie să vii cu ele aici unde nu ai competiție vis-a-vis de ce spuneam mai înainte de un sector neconcurențial. Bun. Mai avem multe lucruri de învățat și din afară. Experiența asta, în orice caz, e, cum să spun eu, ca o școală, domnule profesor, pentru românii ieșiți dincolo, pentru că dacă în România te duci și îți găsești cu greu o cultură hidroponică, de pildă. O cultură care, sigur, asigură o mâncare de calitate mediocră, însă face cantități, da? Nu le prea găsești în România. Găsești așa, aici-colo. Sunt lucruri care dincolo se întâmplă de atâta mare de vreme. Sunt lucruri pe care cei care au lucrat acolo le văd, înțeles cum funcționează și poate să vină cu cunoștințele astea înapoi și să facă și ei lucrul ăla. Eu mi-amintesc de povestea cumnatului meu, care într-un elan de entuziasm și într-un marasm dintre ăsta pe care îl dăduse
societatea românească, că e greu, că e dificil, a plecat tot așa în Spania, după 6 luni de zile, lucrând undeva în apropierea Madridului, în apropierea, probabil la vreo 60-70 de kilometri, mergea cu metrou sau ce știu eu cu ce mergea în suburbia respectivă, ajungea seara acasă, îmi spunea, mă așezam pe fotoliu, înainte să mă dezbrac, zice, numai 10 minute stau ca să-mi trag sufletul. Și adormea pentru că îi suna ceasul la ora 3 dimineața. Erau frânți, erau rupți de oboseală și, cum spunea, locuiau câte 5-6 case Ardele într-o garsonieră. A ajuns ca fiu risipitor, ca fiu rătăcitor la concluzia, domnule, dar parcă erau mai bune roșcovele la tata acasă. Ce-ar fi să mă întorc să zic, hai bă tată să mă apuc eu de ce fac aici, să fac și în România. Și s-a întors și a făcut lucrul ăsta, așa, dintr-unul care, cum să zic eu, aproape că refuzase munca la un moment dat sau nu avea orizontul ăla, zicând, bă, merită să fac treaba asta în România. Ei, lecția aia dură din Occident i-a arătat că soluția cheia succesului, a performanței, e munca bine făcută, frate, și cu tenacitate și cu program. Și face treaba asta de 6-7 ani de zile de când s-a întors acasă cu... Cum să zic eu, la superlativ pot să spun. Cu muncă multă, e adevărat. Doarme la fel ca prin Spania, dar... Dar este stăpân. Dar este stăpânul lui. Adică este stăpânul lui. Ai infrastructură, ți-ai făcut angajați, ai oameni care muncesc pentru tine, nu ești tu ăla care muncește mereu și pentru alții. Și a eliminat acea zonă de umilință pe care a trăit-o în Spania și în Italia, de care de regulă ei nu vorbesc când se întorc în România. Umilința pe care i-au trăit acolo i-a fortificat, i-a făcut mai puternici și în România ar putea să vină să integreze un mediu socioeconomic mult mai ușor din punct de vedere, să zicem, concurențial. Bun, la telefon doamna Larisa Axinia, vicepreședinte Asociația Românilor din Italia. Sărut bună, doamna Axinia! Bună ziua! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră prin telefon. Vă așteptăm când sosiți în România să facem și o poveste mai direct, așa, mai concretă pe socoteala românilor din afara granițelor. Și cine știe, poate în vara asta reușim să venim să facem noi câteva filmări la dumneavoastră în Italia. Spuneți-ne... Da, cum să nu. Noi vă așteptăm, chiar vă invităm. În septembrie avem un eveniment important la Milano. Festivalul Românilor a ajuns la a 10-a ediție și vă așteptăm să veniți alături de noi. Da, doamna Axinia, în afară de festivalurile astea, care sigur sunt momente de bucurie, aveți și alte motive de bucurie. Cum trăiesc românii totuși în Italia? Mă bucur că v-ați organizat totuși într-o asociație și încercați să vă reprezentați, să spunem, în raport și cu societatea de acolo și cu instituțiile, cu autoritățile. Ar trebui să vă reprezentați mai bine, poate și în raport cu autoritățile române, respectiv cu guvernele României, care v-au pus pe drumuri, ca să zic așa, la un moment dat. Da, noi avem o relație bună cu autoritățile, doar că sunt foarte multe probleme și nu reușim să mai facem față. Românii în momentul de față au venit în Italia, au venit pentru că doreau să ofere un viitor mai bun copiilor lor. Avem mame, foarte multe mame care vin aici și muncesc îngrijitoare la bătrâni și... sunt într-o situație dificilă de parte de casă. Avem însă familii care o duc greu. La ora actuală în Italia nu mai este raiul pe pământ așa cum se spunea odată. Sunt foarte multe probleme, se găsesc tot mai greu locuri de muncă. Pe lângă români sunt o grămadă de alte națiuni care trăiesc aici. Italienii și ei au rămas cu mai puțin bani decât aveau odată și preferă să lucreze ei înșiși, să economisească și să nu mai plătească o altă persoană pentru a-și îngriji părinții, pentru a avea grijă de proprii copii. Deci lucrurile sunt destul de strâmtorate, așa, adică nu e o realitate tocmai roză. Da, sunt oameni fericiți, oameni care au locuri de muncă stabile și locuri de muncă frumoase, pe care le plac foarte mult. În schimb, există și familii, credeți-mă, am întâlnit familii care urmează să fie evacuate pentru că nu au plătit chiria, nu au rămas fără locuri de muncă, oameni șomeri, avem oameni care nu au să cumpere lapte la copii. Nu generalizez, nu înseamnă că toți românii din Italia trec prin această situație, dar trebuie să ne gândim că avem acum în ultima vreme șomajul a crescut foarte mult și în Italia. Nu este la fel de grav ca în Spania, dar dacă continuăm așa și instabilitatea asta și politică din Italia,
poate să ducă la o situație mai gravă. Noi, în momentul de față, ne confruntăm cu o avalanșă de doamne care vin să ceară locuri de muncă. Este o problemă cu locurile de muncă. Nu atât de ușor să mai găsești un loc de muncă, să îngrijești o băbuță, să îngrijești un copilaș. Și cât câștigă doamna Axinea? Cât câștigă o româncă care vine să îngrijească un copil sau o bătrânică sau un bătrân? Nu am înțeles. Cât poate să câștige o femeie care pleacă din România să îngrijească un bătrân, o bătrână, înainte, un copil acum? Da, înainte, să zicem, de criza asta care s-a anunțat în toată lumea, salariile erau undeva la 900-1000 de euro. Vorbim de nordul Italiei, eu sunt la Milano. Acum, să știți că au apărut filipinii, peruanii, ucrainienii, care să lucreze și atunci acceptă salarii mai mici. Și credeți-mă că sunt românce care trebuie să accepte acum și un salariu de 700-800 de euro pentru a îngriji. Vorbim de normă întreagă și vorbim de un loc fix unde primești și cazare și masă. Și de ce nu pricep anumiți oameni, anumiți români, doamna Axinia, care trăiesc de pe o zi pe alta acolo, adică n-au bani de chirie, n-au un loc de muncă, totuși refuză să se întoarcă acasă? Pentru că România, pentru că să știți, au credința și au speranța că va fi mai bine, că își vor găsi un loc de muncă și nu au la ce să se întoarcă acasă. Foarte mulți îmi spuneau, am 50 de ani, cine mă mai angajează pe mine acasă? Nu am bani ca să investesc, să mă duc acasă să deschid o afacere. Și atunci ce fac? Foarte mulți sunt care au renunțat la casele din România și nu mai au nici în România stabilitate, pentru că și-au vândut apartamentele, și-au vândut casele, au murit părinții. Nu generalizez, dar există situațiile acestea pe care vi le-am descris. Mai avem români care merg cu ziua, merg cu la ore. În general, bărbații, să spunem că au un serviciu mai fix și doamnele preferă să facă curățenie în casele italienilor, dar astăzi merg 2 ore, mâine iar merg 3 ore și nu. Ăștia sunt bani puțini care nu ajung, pentru că, așa cum cunoașteți, și la ora actuală în Italia, chiriile sunt mari. Avem chirii de 800 de euro, un apartament cu 2-3 camere. Dacă ești norocos, poți să găsești la 600 de euro, să zicem, un apartament cu 2 camere. Dar pe lângă asta mai sunt cheltuielile, mai sunt grădinițele la copii, sunt o grămadă de cheltuieli și din acest motiv nu reușești să mai pui foarte mulți bani deoparte. Dacă te mulțumești să mai strângi o dată 200-300 de euro. Și atunci cu banii aceștia nu știu dacă reușesc să, nu știu cât timp reușesc să deschid o afacere în România, să investești. Deci o viață căznită, până la urmă, o viață în care îți duci traiul, atâta tot. Și ești fericit dacă ai un loc de muncă să poți să-ți plătești. Sunt multe familii care abia își duc traiul. Au copii, au 2-3 copii care îi cresc aici. Și să știți că și aici costă să întreții un copil. Grădinițele, depinde, deci taxa la grădiniță este în funcție de cât, de salariul pe care îl câștigi în Italia pe an. Se face o declarație de venit. În momentul în care ai depășit această declarație cu, de 6500 de euro, plătești 100, 2, 3, depinde cât copii ai, plătești grădinița pe lună. Ei, spuneți-mi un pic, dacă nu ai un salar de cel puțin 1000 de euro, fiecare membru al familiei, deci mama și tata, nu reușești cu chirie, cu toate taxele acestea de plătit, nu reușești să pui bani deoparte sau să te gândești că mă întorc acasă și pot să trăiesc liniștit cu ceea ce am acumulat în anii ăștia în Italia. Da. Avem mămici care stau departe de proprii copii care au rămas în România și care suferă pentru că nu reușesc să mai trimită bani acasă, nu mai au servicii, moare băbuța, rămâne fără muncă, nu mai reușește să găsească alt loc de muncă. A început să fie o perioadă destul de critică și în Italia.
E dramatic ceea ce ne povestiți, e absolut alucinant. Da, poate că am fost un pic negativă. Nu n-a fost negativă deloc, pentru că asta e realitatea și totuși... Și am avut o doamnă care nu muncește și cu lacrimi în ochi îmi spunea că nu mai am nici lapte la copil. Deci sunt un pic astăzi așa, pentru că am început-o de dimineață cu un caz negativ. Am înțeles. Bun. Câți români sunt, doamna Larisa Axinian? Eu vorbesc de Milano. La Milano, în momentul de față, sunt 12.700 de români rezidenți. Asta înseamnă că orice în regulă au buletin în Italia și codice fiscal. În momentul în care vorbim acum de muncă și muncă la negru sau ocazională, bănuiesc că mai sunt încă pe atâția români care nu sunt înscriși. Să nu uităm bunicii care vin să aibă grijă de nepoți și care nu apar pe nicăieri în documentele italiene. Am înțeles. Da, mulțumesc tare mult și tare mi-aș dori să ne vedem față către față, poate când veniți în România. Și vă doresc și eu numai bine. Sau poate ajungem și noi acolo cât de curând ca să ilustrăm totuși viața oamenilor care își trăiesc, vai mama lor, până la urmă, iată cât de dificil e și a trăi dincolo. Crede lumea că, bă, vine, am pe cineva în Italia, poate mă ajută el cu ceva, poate mă cheamă la el să mă găzduiască, să mă plimbe. Prin ce, fraților, că... Vedeți că e greu să-ți câștigi un litru de lapte, până la urmă să-ți plătești o chirie. A trebuit să le fie rușine, în orice caz, cuiva în țara asta. În ultimii 23 de ani ar trebui să le fie rușine pe rând tuturor celor care au condus țara asta, de la președinți la premier, la miniștri din toate domeniile, pentru că suntem o țară realmente nemaipomenită. Asta o văd toți care vin în România, dar suntem conduși de niște neghiopi, de niște oameni care... au o durere, știți dumneavoastră, unde, de soarta poporului român. Ne întoarcem după o pauză, dragi prieteni, împreună cu domnul Avram Fițiu, pentru ultima parte a emisiunii de astăzi. Ne-am întors, dragi prieteni, ultima parte a emisiunii. Suntem împreună cu domnul profesor Avram Fițiu. Am avut ultimă corespondență din Italia, de la Larisa Axinia, vicepreședinte a Asociației Românilor de acolo, din Italia, din Milano, mai precis. Situația nu-i deloc fericită, nu-i deloc roz ceea ce se întâmplă în afara granițelor țării. Sunt români care trăiesc la fel de prost, dacă nu cumva mult mai prost, decât ar fi trăit în România dacă s-ar fi întors sau ar fi rămas aici. Speranțe, domnule profesor, își fac foarte mulți, spunea și doamna Axinia, că lucrurile se vor îndrepta în Italia într-o bună zi, sau în Spania, sau în Occident, și că oamenii vor surâde din nou, fericiți că au un loc de muncă bine plătit și când se întorc vremurile astea. Pentru că deocamdată suntem cu fundul pe un tobogan care ne duce nu în sus, ci în jos. Italia se apropie, nordul Italiei vorbesc. Italia, restul Italiei trăiește situații dificile, dar nordul Italiei se apropie încet încet de o schemă pe care o vedem astăzi în Spania. În condițiile în care o firmă italiană n-are dreptul să scoată din bancă mai mult de 1.000 de euro pe zi firma, fără să vină cu justificări foarte clare pentru ce scoate banii. Asta se întâmplă acum. Astăzi, o firmă din Italia, avem prieteni în Italia care au firme italieni, care au firme acolo, ei n-au dreptul să scoată pentru cheltuieli curente mai mult de 1.000 de euro fără să justifice pentru ce scot banii respectivi. Deci vorbim de o Italie în criză economică, se apropie să meargă pe burtă în următorii 5 ani de zile, așa că milioane de români din Spania și în Italia n-au ce să mai aștepte în Spania și în Italia, că în această situație economică se va schimba în 2-3-5 ani de acum înainte. Nu. Suntem într-o criză sub formă de L, adică am căzut extrem de rapid, suntem pe burtă 5-10 ani de zile minim și apoi probabil din 2020 încolo s-ar putea ca Europa să se redreseze ușor-ușor din punct de vedere economic. Uitați-vă la creșterea economică a Europei în medie la ora actuală. Vorbim de 0,2, 0,5, 0,7% o țară ca și Germania, adică țările mari care ar trebui să... Da, și care nu-și mai face speranță că are unde să mai crească. Evident. Deci vorbim de țări care astăzi trag Europa și o țin încă pe linia de plutire și care au creșteri de până la 1%. Ori în acest context nu se pune problema ca în următorii 5-10 ani de zile Europa să vină să facă creștere economică de 2-3%.
minimal ca să poți da speranță. La 0,1% nu poți da speranță. Franța are probleme majore din punct de vedere industrial în momentul de față. Germania la fel. Iar cele două țări astăzi țin Europa cum o țin. În acest context, românii din Italia, dacă vorbim aici de femei care pleacă multe ca să devină bandante, adică infirmiere, ca să întrețină oamenii în vârstă, femei în vârstă sau bătrâni, cum le spune, sau oamenii în vârstă, care merg astăzi ca să primească 600-700 de euro în mână plus casă și masă, evident, cu această sumă de bani nu poți întreține România. Ele săracele, sigur, se chinuie, se mai trimite bani pe acasă, dar nu mai poate fi o speranță majoră pentru o femeie care să-și lase în România copii ca să meargă în Italia ca să îngrijească de bătrâni. Și în acest context, sigur că nu mai putem vorbi de un fenomen în care mii de tineri din România să mai își dorească să meargă dincolo. Lumea a început să priceapă că în Italia, în Spania, problemele economice sunt majore. Nu numai în agricultură, ci și în domeniul industrial. Concurența pe piața muncii pentru a găsi un loc de muncă la peste 1000 de euro în Italia sau în Spania, concurența este una acerbă. Se bat cu cei din Pakistan, cu cei din Ucraina, Filipine. Dacă e vorba de bone, dacă e vorba de infirmiere, bandante, se bat cu filipinezele și cu țările asiatice. Deci contextul actual și pe următorii 5-8 ani de zile este unul nu neapărat sumbru, dar nu este roz. Nici într-un caz nu se pune problema de a trimite bani acasă prea mulți în țară. Și atunci consider că este un moment important. Eu nu sunt om politic ca să poți astăzi, cu funcție politică vorbesc, ca să poți spune astăzi, haideți, întoarceți-vă acasă, uitați ce v-am pregătit, dar eu, la nivel de Federație Națională de Agricultură Ecologică, pot să spun că orice tânăr, orice familie din Italia sau din Spania de români care dorește să vină acasă, îi putem asigura o consultanță gratuită de 3-5 ore, să zicem, pe lună, la nivel de Federație Națională de Agricultură Ecologică, pentru a-și dezvolta o afacere în domeniul agricol, în agricultură ecologică. Asta o putem face, avem, să zicem, infrastructura, serviciile, competența pentru a face acest pas. Dar ar trebui nu noi, ca și Federația Națională de Agricultură Ecologică, ci Guvernul României să intervină imediat cu servicii de integrare socioeconomică a acestor milioane de români în viața acestei societăți. Domnule profesor, trebuie spus totuși că cei care iau decizii în România, spectrul politic, ar trebui să aibă în vedere această comunitate enormă de români plecați afară, pentru că dacă ținem cont de contextul global, și anume o deschidere a pieței muncii europene către alte spații, și anume cel filipinez, asiatic, chinez sau alte zone care devin mai atractive, mai interesante pentru piețele muncii în Europa, România o să aibă o gravă problemă. Deci dacă acești oameni vor fi siliți la un moment dat să se întoarcă acasă, pentru că vor fi puși în situația să refuze un loc de muncă în Italia, în Spania sau așa mai departe, pentru că concurența fiind acerbă, vor primi foarte puțin, vom avea o problemă, nu știu, foarte severă pe piața muncii. Piața muncii în România nu e una deschisă, cum să spun eu, capabilă să absoarbă forță de muncă numeroasă. Vorbim de 3 milioane. În momentul de față, cred că contribuabili în țara asta, adică cei care merg la muncă în România, sunt vreo 4 milioane și ceva, la 6 milioane de pensionari. Mă întreb dacă acești oameni vin și nu li se oferă un orizont foarte clar, și anume, du-te și fructifică-te într-o mică afacere, fă un hectar de alun, fă un hectar de nuc, fă un hectar de ceva, vom avea o problemă cât casa țara asta. Pentru că va trebui să-i preie într-un serviciu de asistență socială, de, nu știu, asta mă tem că poate genera, cum să zic eu, o stare socială nu tocmai... Criza din Italia și din Spania va accelera acest proces. Că vrem noi sau nu vrem, milioane de români din Spania și din Italia, datorită crizei economice, în 2-3 ani de zile, ca și fenomen, vor veni acasă. Împinși de criza economică care nu se mai termină, ba chiar se accentuează. În aceste condiții, oricum avem această problemă. Problema se pune dacă noi, România, guvernul român, pricepe să construiască o alternativă. Nici de cum ca și locuri de muncă.
pentru că acești oameni sunt oameni experimentați, au lucrat în domenii diferite, în zona industrială, în zona agricolă, știu, sunt capabili de a demara și au vârsta potrivită ca să demareze o activitate în agricultură sau în industrie. Noi în România avem nevoie de inițiativă, nu de angajați. Avem de nevoie de oameni care să construiască propriile lor locuri de muncă. Nu să vină să întindă mâna societății românești nepregătită să ofere locuri de muncă, ci să vină să învățăm să-și construiască propriile locuri de muncă. Au toate elementele ca România să reușească să trăiască mai bine decât în Italia. Au toate elementele. Vârstă, bani, experiență, inovație, toate calitățile din lume. Faptul că sunt mobili, în România n-au ce căuta ca să vină ca și angajați. România nu-i pregătită să ofere locuri de muncă. Industria României, în momentul de față, nu mai este motorul dezvoltării economice al României. Pentru că atunci când vrei să dezvolți o țară, o poți dezvolta într-un echilibru între agricultură și industrie. Industria este cea care, de regulă, devine motorul economic al unei societăți și trage agricultura după ea. Ei, în România de astăzi, industria nu este un motor. Și nu va fi următorii 10 ani de zile. Deci, ca tare, locuri de muncă în sectorul industrial nu se vor găsi, nu pentru 3 milioane, pentru 500 de mii nu o să găsim. Singura zonă, astăzi, quasi deșertică, ca și locuri de muncă, unde am putea să-i integrăm, este zona agricolă, unde avem milioane de hectare care așteaptă și așteaptă lucrătorii, pentru că părinții de acasă nu mai au puterea, vârsta, ca să mai lucreze. Da. În asta înseamnă, domnule profesor, o Românie eminamente rurală. O Românie mai rurală decât astăzi. Decât astăzi. Decât astăzi. Nu suntem în ciuda trendului, adică în ciuda direcției pe care Europa s-a dus după industrializarea. Europa a făcut prostii majore. Europa agricolă a făcut prostii majore. Europa de astăzi își dă seama din punct de vedere agricol, eu vorbesc în special de agricultură, dar sigur sunt obligat să cunosc și impactul unui sector ca și industria asupra trendului din agricultură și de aceea vorbim și de industrie. Europa de astăzi își dă seama că a greșit amarnic în ultimii 50 de ani de zile pe modelul agroindustrial pe care l-a construit. Astăzi își dă seama că dacă îi pică industria, nu mai are o supapă din punct de vedere social pentru a absorbi milioane de oameni care din industrie își pierd locurile de muncă în Franța, în Germania sau în Italia și ca atare își dau seama că de fapt acel 3% populație activă din agricultura germană astăzi, în noile realități socioeconomice, nu mai poate fi gândit. Și că avem nevoie de o Germanie cu 10%, cu 12% populație ocupată în mediul rural și nu cu 3%. Așa cum s-a întâmplat în ultimii 50 de ani de zile. Că avem o Românie care astăzi avem un grad de ocupare de 40-43% în mediul rural, în agricultură, și ne va trebui o Românie cu siguranță undeva la 20-25% grad de ocupare în mediul rural, nici de cum 40, dar nici de cum 3%. Pentru că dacă vii în România să aplici un model german și să duci România rurală de astăzi la 3% populație activă, înseamnă că scoți mâine în stradă 7 milioane de indivizi care întind mâna la guvern să ceară bani. Ori nu ne putem permite în România de astăzi să mai scoatem o forță socială în stradă, că avem deja o forță urbană nemulțumită, fără locuri de muncă. De mai scoate și mediul rural să întindă mâna la guvern, înseamnă că am creat un haos social de neimaginat. Poate așa se mută unii de pe la Cotroceni, de pe la Victoria, de pe la... în altă parte. Să emigreze și ei, să facă pe bandanții în... nu pe bandiții, să facă bandantele și pe bandanții. Sigur, dar aici sigur. Noi vorbim de o populație. Ei vor pleca ultimii, cum se zice, de pe vas, ultimul care pleacă chiar după șobolani capitan. Sunt este capitanii. Capitan. Și noi avem la capitani. Avem și un capitan mare chiar. Da. Domn profesor, arată interesantă poziția noastră și prognoza pe care o faceți vis-a-vis de satul românesc și eu trag nădejde că vom mai trece și peste 50 de ani prin satele astea românești și poți să vedem oameni stând pe banc în fața casei, povestind, socializând, adică există în viață comunitară și nu așa cum se întâmpla, cum relatați dumneavoastră în cartea despre salvarea fermei țărănești, cu acele sate din Spania, din alte locuri din abandonate. Europa, care au fost abandonate după pacurile astea care s-au implementat în ultimii, din 80 încoace. Însă vreau să vă aduc la cunoștință un lucru. Aseară, prin telefon, l-am avut pe domnul Achim Iribescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, și l-am întrebat, domnul Achim, ce ați citit în ultima vreme, dacă ați citit, printre altele, și viziunea Alianței Ropac,
domnule, n-a ajuns la mine, habar n-am, nu știu exact ce conține, și m-am simțit tare stânjenic. O seară înainte discutasem despre viziunea asta a unei alianțe a federațiilor, confederațiilor, asociațiilor de profil în domeniul agricol, zootehnic, așa mai departe, din România. E o viziune care, cum să spun eu, dacă te duci la ultima pagină, vreo 25 de pagini, deci chiar nu e foarte mult de citit, te vezi așa ca pe o colină de pe care privești România și zici, bă, ce fain! Uite, țara asta e o țară minunată, mă, cu oameni harnici, uite cum muncesc toții, veselie, bună dispoziție. Domnul Achim Irimescu abar n-avea ce conține treaba asta, mă gândesc că nici ministrul Daniel Constantin nu prea îi la curent, n-au ei vreme să citească viziuni dintre astea. Ei citesc cărți de astea de realism științific, de realism economic, nu viziuni. Zice, lasă-ne mă, frate, voi cu visele voastre. Mi teamă că iarăși trăim în două Românii paralele, mi teamă că iarăși viziunea dumneavoastră, cum să spun eu, viziunea lor, a guvernanților, devine un coșmar pentru ăla în numele căruia se iau decizii, iar viziunea asta a oamenilor care muncesc și își văd capătul drumului, nu contează pentru ei. Noi, în sfârșit, dacă până acum guvernanții n-au avut, o, să zicem, în societate o forță organizată, am demonstrat de câteva zile că noi, agricultorii, la nivel de 13 federații naționale, am reușit să ne punem la o masă și să gândim un document de poziție comun pe toate capitolele de negociere pe care ei le-au negociat la nivel european pe această politică agricolă comună. Și am construit un vis. Pentru că nu poți dezvolta un sistem economic decât dacă ai o idee, o viziune, un vis. Un vis evident argumentat din punct de vedere tehnic și economic. Unul cu ochii deschiși. L-am scris, l-am pus pe hârtie, l-am transferat oficial ministrului Agriculturii de o săptămână de zile. Am început deja să-l analizăm cu doi secretari de stat, cu domnul secretar de stat Botănoiu și cu domnul secretar general Ionescu de la Ministerul Agriculturii. Pe, de exemplu, răsfoindu-l așa timp de o oră, două, ne-au întrebat, bun, cum vedeți povestea cu cumpăratul pământului de către străini? Și avem un capitol referitor la cumpărat pământ față de către străini, cu drept de preemțiune pentru trei români, etape, da. Pentru, adică pe trei etape. Adică avem un răspuns tehnic argumentat pe fiecare capitol și ne-au spus așa cei doi secretari de stat. Mi se pare corect. Este, uite, în sfârșit o gândire adevărată pe care o vedem din partea societății românești, ne bucurăm că o avem în față, o luăm la purecat și începem să vedem răspunsuri, pentru că noi acum așteptăm răspuns tehnic pe fiecare linie din acest document, din partea Ministerului, ca să putem începe negocierea noastră a PNDR-ului, începând de la 1 iulie până în decembrie, când România va fi obligată să scoată un document tehnic, numit PNDR, Plan Național de Dezvoltare Rurală, în care să ne spune în următorii 7 ani de zile cum vom cheltui banii și banii mulți la bătaie. Deci, în sfârșit, am reușit noi să ne coalizăm energiile la nivel de agricultori, să punem pe masa guvernului o viziune politică, economică și socială asupra unei Românii mai frumoase, mai normale. Bun, credeți că acest document, viziunea ROPAC 2014-2020, se va regăsi în mare în draftul noului PNDR? Pentru că domnul Achim Irimescu încă spunea, domnule, n-avem draftul ăla, încă acum suntem într-o etapă de selectare a unei firme, a rămas într-o finală de trei, trebuie să alegem una din ele care să se apuce să... Să gândească pentru noi români. Aberații de neimaginat, evident. Deci mi se pare ciudat, am zis, bun, dar de ce nu i-ați chemat pe oamenii ăștia care chiar asta fac în țara asta? Știu ce nevoi au, știu cum să se proiecteze în viitor, nu să chemați o firmă care să apucă ea să scrie și să vă spună dumneavoastră în ureche miniștrilor, uite, cam așa ar trebui să... Pentru că majoritatea fermierilor și acelor președinților de alianță, i-am sunat în acum două seri, domnule, habar n-aveau, adică spunea, domnule, nu m-a consultat nimeni, adică nu ne-a chemat ministerul să ne întrebe, bă, uite, în problema asta cam cum vedeți lucrurile. Domnul Achim Irimescu mi-a spus că abia prin ianuarie o să apuce de lucru la acest document și undeva după jumătatea anului viitor, deci 2014, un an compromis. Deci noi n-avem o viziune, n-avem un program pe 2014 încât să zici, da, de la 2 ianuarie, după anul nou, puteți să lansăm apeluri. Pe măsura aia, aia, aia. Anul 2014, un an mort, un an compromis. Deci primul an. Așa este. Sub nicio formă, noi, la nivel de alianță ROPAC, adică 13 federații de agricultori, nu vom lăsa Ministerul Agriculturii să doarmă în următoarele 6 luni de zile, ci vom cere
și o va face, n-are ce face, va răspunde textual pe fiecare literă, pe fiecare rând al acestui document, pentru că venim cu elemente normale, logice, de bun simț, în care noi, societatea, vrem să dezvoltăm o România mai normală. Iar ministerul, dacă are argumente, contraargumente pe fiecare linie, să-l pună de acum înainte. Sub nicio formă România nu va ajunge luna ianuarie să n-aibă o viziune pe care noi, agricultorii, să nu încercăm să o negociem cu Ministerul Agriculturii. Deja am pus documentul pe masă. La 6 luni înainte ca ministerul să-și aibă propria viziune, da, noi i-am pus pe masă propria noastră viziune. Adică nici măcar nu s-a încheiat procesul de negociere cu Europa, că noi deja avem un punct de vedere pe fiecare element negociat sau negociabil de acum înainte. Evident că din momentul ăsta vom cere și ministerul, cred că va nu are altă variantă, să ne ceară să venim la masă și să negociem fiecare element în parte, pentru că venim cu lucruri de bun simț, cum spuneam mai înainte. Adică dacă e vorba de cumpărat pământ de către străini și ministerul nu are o viziune, noi agricultorii avem o viziune, vrem ca pământul să-l cumpărăm în primul rând noi românii, să avem drept de preemțiune al arendașului, al vecinului, al unei structuri a statului care nu există astăzi, care să cumpere mâine acest pământ și apoi n-are decât să cumpere și pietre din Italia, agricultorul italian, nicio problemă, dar în primul rând să-i dau o șansă agricultorului român să o cumpere. Avem o viziune pe acest capitol și avem o viziune pe fiecare capitol, avem o viziune pe zona de producție agroenergetică. Dacă România trebuie să producă energie și de care energie, pe care pământ, agricol sau neagricol. Adică pentru noi agricultorii lucrurile sunt mult mai clare. De ce? Pentru că noi ne batem de ele, trăim din aceste lucruri. Ei, sigur, în minister, vin un pic mai în spate, sunt încă într-un proces de negociere, dar eu am credința, am siguranța că în sfârșit ministerul va lua în seamă societatea care în sfârșit s-a organizat. Până acum nu aveau cu cine discuta. Da, da. Până acum discutau, jucau ping-pong cu toate federațiile naționale, pentru că îi lua când nu-i convenea ce spune federație, o lua pe cealaltă. Acum ne-am unit toți la oaltă. Nu mai au ce face. Roșii, verzi, galbeni, suntem toți împreună, ca și gândire filozofică, la aceeași masă, pe un document de poziție. Eu cred că este un pas înainte pentru România agricolă și eu n-am dreptul să nu visez la o România mai bună pentru copiii mei, pentru 2014-2020. Știu ce vrem. Noi știm ce vrem ca și agricultori și am pus documentul guvernului. Din momentul ăsta așteptăm, mingea-i la ei, n-au decât să o servească și în funcție de modul cum vor servi-o, vom răspunde la această servă așa cum trebuie să o servim și noi. Nu li se spune oamenilor de acasă următorul lucru. Și ar trebui repetat cu insistență până ne intră bine în cap și pricepem care sunt consecințele unor decizii care se iau în plan politic și nu numai. Bună oară, dacă România va atrage toți banii aceștia, 39 de miliarde sau 38 câte ne sunt alocate pe următorii 7 ani de zile, asta înseamnă că se fac niște investiții în țara asta care duc în anii 2020-2023 PIB-ul României la dublu față de cât e în momentul de față. Deci toate astea duc dezvoltare, da? Asta înseamnă, oameni buni, în 7 ani de zile, în 10 ani de zile, să ai dublu bani investiți în sănătate, dublu bani investiți în educație, măcar, dacă nu mai mult, pentru că oricum sunt subfinanțate. Și asta înseamnă dezvoltarea, asta înseamnă bani mai mulți în buzunarul cetățeanului. Până acum nu va vorbi nimeni de alea 19 miliarde de euro din care am păpat foarte, foarte puțin, numai ce s-a dus pe plăți directe și pe câteva măsuri din zona agricolă. Nu v-a spus nimeni că banii aia, dacă ar fi venit în visteria statului român, probabil ar fi adus încă 50% în PIB-ul României, ar fi crescut produsul intern brut semnificativ, da? Nu vă spune nimeni ce am pierdut. Vă vorbește așa numai în termen de alea, bă, am ratat, ok, 15 miliarde de 10 miliarde de euro, n-am reușit să-i luăm, dar mare brânză, acum 10 miliarde de euro. Noi calculăm așa, facem socoteala, făceam și noi 200-300 de kilometri de autostradă cu banii ăia. Nu înțelegem că banii ăia, de fapt, aduc plus valoare a doua zi și de aici încolo. Trebuie spuse lucrurile astea, pentru că e semnificativ să știm cum ne poziționăm față de o resursă care mâine îți aduce dublu, se triplează și așa mai departe. Noi suntem ca proști, așa zicem, bă, da, câți bani erau? Păi am pierdut pe stradă, atât am pierdut. Nu ne dăm seama că am pierdut pe următorii
E 20 de ani, pe următorii 30 de ani, de fapt. Un aport considerabil la un PIB. În România are așa de mult bun simț încât, pe de-o parte, este dăvălit în noroi de către cei din afară, de către italieni, spanioli, unde merge să muncească. Pe de altă parte, este dăvălit în noroi de către cei care îl conduc în România. De ce? Pentru că, prin foarte mult bun simț, el nu pricepe că democrația este o democrație participativă în care el are obligația, nu numai dreptul, are obligația de a interveni, de a juca o carte a lui. El astăzi, din mult respect pentru structurile statului și eu am respect pentru structurile statului, evident, dar în același timp știu că structurile statului nu pot singure să construiască o Românie mai frumoasă și că aceste structuri ale statului, miniștrii, trebuie ajutați printr-o forță organizată a societății pentru a putea construi o Românie mai bună din punct de vedere agricol sau din punct de vedere industrial. Trebuie să știm că avem drepturi de a ne exprima punctul de vedere și de a ne bate pentru ideile noastre cu cei care conduc țara la un moment dat. Agricultorii noștri știu să asculte, să primească dispoziții, dar nu știu că au dreptul să gândească, că își pot exprima pozițiile dacă sunt argumentate și că mâine ar putea influența într-un echilibru de putere. Depinde dacă cele două puteri se pot apropia ca și echilibru, în așa fel încât prima forță, ministerul, și a doua forță, organizațiile de agricultori, dacă sunt puternice, să înceapă încet, încet să-și impună anumite puncte de vedere argumentate Ministerului Agriculturii. Mulțumesc, domn profesor. Am început, oameni buni, cu câteva versuri din Adrian Păunescu. Vă repet, e un refren pe care l-ați cântat cu siguranță cei care sunteți așa la un 40 de ani, când ascultați Cenaclu Flacăra. Țăran român, măria ta să nu lași câmpul tău să moară, ți-au dat strămoșii ce lucra, cu mâinile au făcut o țară. Cu aceleași mâini, cu aceste mâini ar trebui să ținem și noi de țărișoara asta, să o păstrăm pentru noi, nu pentru noi, pentru copiii noștri, pentru că pământul, zice-se, nu e al nostru, ci l-am împrumutat de la urmașii noștri, de la copiii noștri, așa că trebuie să-l predăm de la cei de la care l-am luat împrumut. Cam atât pentru astăzi, Român fără țară. Vă așteptăm acasă. Ne vedem săptămâna viitoare. Cele bune, Doamne ajută!